Frate, succes în scris, frate Frunzău. Ieri am mai spus, fratele Cordel Burcă, mă scuzat, am scăpat. Ieri am mai spus la Curtici, fraților, m-am prezentat cu o fanfară din Pești și anul trecut am fost între dumneavoastră aici cu ei și le-am spus atâta. Fraților, voi faceți-vă partea voastră, scrieți cât mai mult și restul lăsați pe noi, cei tineri. Așadar, ne rugăm ca Dumnezeu să-și binecuvânteze lucrarea astăzi aici și prin cântarea fanfarei să putem răspădi cât mai mult Evanghelia Lui. Amin. Urmează fanfara din Michelaca cu o primă cântare și imediat după ce cântă fanfara din Michelaca, îl vom asculta pe fratele Pop de la Deva cu un cuvânt de salut și în același timp cu o cântare. Asistența. Fanfara de la Arad Michelaca poartă numele de fanfara Forte Fortissimo. Iar în fanfara Forte Fortissimo sunt toți contribuabilii la această asociație muzicală. De asemenea, ea cuprinde și toți dirijorii care trec pe la pupitru. Domnul să-i binecuvinteze pe toți frații care cântă în această fanfară. De aceea vreau să le spun bun venit la cei care nu sunt din Arad Michelaca și mă mândresc cu ei că sunt niște frați iubiți care își transmit dragostea lor prin prezența care o au în mijlocul nostru. Domnul să-l binecuvânteze și pe fratele Cornel Burcă, care este un basfligornist care mi-a fost ca și un profesor în tinerețea mea. Să-l binecuvânteze și pe fratele Ghiță Moț, care a lăsat Ungaria și s-a apropiat de România. Să-l binecuvânteze pe frații din Deva de la Forte Fortissimo. Binecuvânteze și pe frații din Cil de la Forte Fortissimo. Și veți asculta fanfara Forte Fortissimo cu un repertoriu care va fi dirijat și de fratele Ciprian și de fratele Silviu și de fratele Frunzău, mai la urmă. Domnul să binecuvânteze și soliștii care avem. Primul va fi fratele Raul Pera, student la trombon, iar la piesa de solo de trompetă va fi Mecea. Vale Mecea, Domnul să-l binecuvinteze și să le dea har să poată lăuda pe Domnul. Amin. Avem și solo voce, fratele Costel, Domnul să-l binecuvinteze.